lege, vorba ta rămâne lege, te respectă și dușmanii. Cu gândul să-ți ia banii, fac de toate, trag cât pot, pe dușman nu-i mai suport. Mintea și valoarea mea, ei nici când nu le-ar avea. Ui, 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 dușmanii mei, sunt ca niște mielușii, i-au crescut puterile, ați rămas cu vorbele. Ui, 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 dușmanilor, a puterea banilor, eu sunt șef în casa mea și de ciudă a scăpa. Să fiți toți la mâna mea. Ui, 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 dușmanii mei, sunt ca niște mielușii, i-au crescut puterile, ați rămas cu vorbele. Ui, 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 dușmanilor, am puterea banilor, eu sunt șef în casa mea și de ciudă a scăpa. Bună seara, oameni buni, sunt Laurențiu Barbu, ca de obicei încercăm să vă dăm ora exactă aici la ora 21 la TV Oltenia, într-o ediție, așa cum v-ați obișnuit, cât se poate de interesantă și v-am promis, nu vă speriați, nu avem nicio alarmă aici, este doar telefonul invitatului meu, se întâmplă, asta înseamnă să fii în direct, o să vă fac cunoștință și cu domnia sa, este pentru prima dată aici în platoul emisiunii ora 21 la TV Oltenia, dar nu pentru ultima dată. Așa cum anunțam ieri în prima emisiune, în debutul, să spunem, al noului sezon, anunțam un demers jurnalistic pe care o să-l repetăm și în perioada următoare. Încercăm pentru dumneavoastră, oameni buni, să vă facem cunoștință cu cei care vor să conducă destinele orașului Craiova, adică vor să fie primari, că fără scaunul de primar nu avem un conducător, cel care să ia decizii, cel care să ducă orașul nostru într-o anumită direcție. Și atunci, aducem aici pentru dumneavoastră, într-o primă etapă, în bătălia pentru Craiova, spunem noi pe cei care și-au anunțat în mod oficial candidatura la primăria municipiului Craiova. O să mai fie cu siguranță în perioada următoare, poate și alți candidați care își vor anunța această intenție. O să fie tot aici la ora 21 la TV Oltenia. Ei bine, ne găsiți și pe pagina noastră de Facebook TV Oltenia, dar ne găsiți și pe www.tvoltenia.net. Acolo ne puteți urmări cei care nu sunt acum în fața televizoarelor, pe telefonul mobil, pe tabletă, pe calculator, dacă doriți dumneavoastră, în timp real. Acum se pune întrebarea, de fiecare dată când un distins domn sau doamnă dorește să meargă și să conducă un oraș, mai ales un oraș cum este Craiova, un oraș, așa cum am spus, nu ușor de condus, este un oraș cu multe probleme, se pune următoarea întrebare. Cel mână în luptă, de ce vrea să meargă în zona asta? O să vă fac cunoștință cu un distins domn, o să vi-l prezint așa, este profesor, ca să încep eu cât se poate, că mi se pare că este cea mai bună prezentare care îi se poate face unui dascăl, este profesor. Asta este în primul rând și a condus la un moment dat cea mai mare uzină, cum spun eu, din județul nostru și este un om care se trezește foarte, foarte de dimineață. Asta vă spun așa că am aflat înainte de a intra în direct în emisiune. În platou se află pentru dumneavoastră profesorul Mircea Năstase, candidatul ALDE la primăria municipiului Craiova și președintele ALDE, Organizația Municipală Craiova. Bună seara, bine ați venit, domnule profesor. Îmi dați voie să vă spun, domnule profesor. Bună seara, cu certitudine vă dau voie și chiar mă onorează această sintagmă, pentru că asta este de fapt meseria mea, de dascăl, de profesor,
de modelator de destine. Dar știți că pot să mai dau așa din casă. Abia am reușit să dau de domnul profesor pentru că era la ore. Și puterea exemplului. Un profesor nu răspunde niciodată la ore, așa că atenție elevi, fără telefoanele mobile în timpul orelor. Da, bă, nu poți să faci observație elevului să nu răspundă la telefon dacă tu l-ai deschis. E clar. Și întotdeauna lucru care m-a călăuzit în toată cariera mea și în toată viața mea socială și personală a fost puterea exemplului. Dacă tu nu ești în stare să faci un lucru și să demonstrezi o anumită atitudine, e foarte puțin probabil ca ceilalți să urmeze sau să te urmeze sau să-ți urmeze sfatul. Dacă tu nu reușești, e puțin probabil. Până să vă întreb, de ce un distins domn profesor cu o carieră excepțională în spate de dascăl, director, oameni buni, cei care sunteți mulți dintre dumneavoastră care ne urmăriți în acest moment și cu siguranță tot mulți dintre dumneavoastră ați absolvit Colegiul Național Elena Cuza, 9 ani director, ați fost, da. Elena Cuza. Exact. De acolo vă cunosc și eu personal, inspector școlar adjunct la un moment dat, dar până să vă întreb ce vă mână în luptă. Așa, eu am făcut o scurtă prezentare. Cine este Mircea Năstase? Mircea Năstase este un craiovean jet pe jet. Deci aici, născut? În 1960, pe data de 18 mulți martie. Înainte. Mulțumesc. Născut în Craiova. Am toate studiile mi le-am făcut în Craiova. Și din cei 56 de ani aproape, nu am lipsit decât 3 ani, cât era stagiatura. Știți că pe vremea până în 89, indiferent care era media cu care terminai, indiferent ce se întâmpla, trebuia să-ți faci apostolatul de 3 ani de zile acolo unde erai repartizat. Și tinerii dascăli nu mai cunosc această poveste. Da. Și aveam un prieten care spunea, dacă aș fi fost femeie în Comitetul Central, veneam repede în Craiova. Așa și eu. Deci se făceau glume de genul ăsta, da, și pe vremea aia. Da. Foarte bun. Mi-am făcut stagiatura, am venit apoi în Dolj. Și din 1987 sunt profesor în Craiova. Prima școală din oraș care m-a adoptat la început ca detașat și apoi ca titular și ca director adjunct a fost liceul sau grupul școlar industrial Traian Demetrescu, unde am avut șansa să întâlnesc de la conducere până la colectivul de colegi niște oameni deosebiți. Niște oameni cum rar găsești în ziua de astăzi, dedicați învățământului, oameni care au făcut carieră în învățământ din vocație. Rar se mai întâmplă în ziua de astăzi. Foarte rar. Cred că e o categorie din ce în ce mai mică. Da. O să vorbim și despre sistemul nostru, da, de educație, o să vorbim și despre școlile din Craiova. În 97 am plecat inspector general adjunct, am fost și o perioadă general plin interimar, iar în 2004, în urma unui concurs, am ocupat... Pe vremea când se mai dădeau concursuri pentru, da, 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 funcțiile, da, de director. Am obținut funcția de director la Elena Cuza. Și mi-aduc aminte că atunci când am fost instalat în această funcție, le-am promis colegilor că nu stau decât 2 mandate. M-am și ținut de cuvânt, adică 2 mandate, n-a fost vina mea că 2 mandate au durat 9 ani, ele de obicei durează 8, dar au fost niște probleme la minister și s-a prelungit un pic al doilea contract managerial, drept pentru care am mers pe 2 mandate, un coleg foarte acum la pensie. Dacă se uită, îi transmis salutările de rigoare. M-a întrebat, domn director, dar de ce stați decât două mandate? Sunteți tânăr, puteți să... Zic, domn profesor, de la al treilea se șifonează imaginea și nu e cazul. Bun răspuns. La 30 de ani, nu, director? Prima dată, da, când director ajung la 30 de ani. Da. E că ați fost cel mai tânăr director la vremea respectivă. Printre cei mai tineri. Printre cei mai tineri, nu știu...
pe vremea aia nu se făcea așa o competiție, care e al mai tânăr, care... Știu că am fost unii. Eu încerc să vă fac așa o scurtă evaluare acum, permiteți mie să fac eu pe profesorul. Da, da. O scurtă evaluare, să vedem așa câtă experiență managerială în zona asta, că va fi foarte importantă pentru funcția pe care vă doriți. Da, sunt adunați așa în jur de 25 de ani de management educațional. Un sfert de secol. Cum spuneam, da. Și nu neapărat, exact cum vorbeam și înainte de emisiune, întotdeauna aceste funcții pe care le-am deținut în cei aproape 25 de ani de management, le-am considerat ca niște funcții administrative pe toată perioada, pentru că trebuia să administrezi școala, trebuia să administrezi un județ, trebuia să asigur bunul mers. Ori un administrator asta și un manager asta face. Acum intrăm așa cât se poate abrupt. De abrupt. ALDE, un partid mic, mic, luând în calcul numărul de parlamentari. Așa nu există partide mari, mici, cel puțin teoretic. Doar prin sondaje, acum și sondajele sunt de discutat la un moment dat. Cel mai bun sondaj este ziua votului. Da. Ce va determina să mergeți în zona stângă, în zona dreaptă a eșichierului politic, ALDE fiind în zona liberală, centru-dreapta? Asta voiam să vă întreb, că zona stângă ocupată de PSD. Da. Știți, acest partid mi-a oferit șansa să mă regăsesc într-un fel, pentru că eu sunt o persoană care gândesc atunci când e de gândit cu creierul și atunci când e de gândit cu inima, o folosesc în egală măsură. Și această poziționare pe centru-dreapta a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților mi-a oferit șansa chiar să găsesc un mod de manifestare pentru cele două atitudini ale mele, vis-a-vis de creier și de inimă. Deci v-ați dus din convingere. Da. Știți cum e, se calculează foarte mult, mai ales că vorbeam în zilele noastre, oportunismul, să spunem, de moment, da, politic vorbim. Noastră ați mers din convingere pe zona asta. Da, îl admir foarte tare pe președintele Tăriceanu pentru verticalitate și pentru atitudinea politică pe care a avut-o de-a lungul timpului. Personal, nu sunt un om politic, recunosc, adică sunt Era la început. Era următoarea întrebare, sunt la început. Dacă vă considerați un om politic. Nu mă consider deocamdată. Aș fi vrut să văd și un dascăl care se consideră un om politic. Nu. De ce? Adică încerc să mă formez ca și om politic. Nu știu dacă îmi va reuși, dar eu, din admirație pentru președintele Tăriceanu și din admirație pentru atitudinea lui, de a rămâne în acea latură și a liberalismului, am considerat că este important să fac acest pas spre politica liberală și democrată și spre această, să zic, orientare de centru-dreapta pe care a afișat-o. Știți ce, acum, făcând o paranteză, e și un paradox la mijloc. Un profesor candidează din partea fostului prim-ministru la vremea respectivă, Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, exact, ca să-i dăm întreg în numele, da, care nu a fost de acord cu mărirea aceea de salarii celebră a dascălilor la vremea respectivă și a avut și dreptate. Dar este așa un paradox, dacă vreți. Un bun profesor care candidează din partea unui prim-ministru care n-a vrut să mărească salariile. Acum, a fost singurul care n-a vrut. Inclusiv colegii lui de partid au votat. Acum fac parte din categoria oamenilor cărora le place să li se spună adevărul în față, știți? Și Tăriceanu a avut această putere să spună cine a priceput-o și cine a achesat la ideea președintelui Tăriceanu vis-a-vis că nu se poate mări salariul, a înțeles foarte clar. S-a văzut apoi. Istoria a dat dreptate. Cum că a avut și dreptate. Modern, a avut, s-a întâmplat și s-au întâmplat și etapele prin care am trecut și toată lumea știe despre ce vorbea. Să nu uităm că pe vremea când președintele Tăriceanu a fost prim-ministru, unitățile de învățământ
au avut un mare sprijin în politica pe care a desfășurat-o vis-a-vis de educație. Să nu uităm că atunci s-au reabilitat foarte multe școli, atunci s-au dotat foarte multe școli. Țin minte că în perioada aceea am primit în jur de 1.300.000 de lei pentru cele trei laboratoare pe care le aveam în școala la Elena Cuza. Iar suplimentar am primit 500 de milioane pentru dotarea bibliotecii. Lucru extraordinar de important, mai ales pentru un liceu cum e Colegiul Național Elena Cuza, unde profilul dominant este filologia. Acum întrebarea aceea, ce vă mână în luptă? De ce un dascăl, eu personal susțin, sau susțin o candidatură, susțin candidatura unui dascăl care vrea să meargă și în zona aceasta a politice, a administrației publice, până la urmă e nevoie ca profesorii noștri care ne învață carte, la un moment dat în viață să zică, domnule, poate m-am ceva de spus și de arătat comunității și de dovedit. Dar ce vă mână? Că aveți o carieră bună în spate, aveți o carieră de urmat în față, ați putut să scrieți foarte multe cărți de matematică și fizică, de exemplu. Dau așa un exemplu, că tot e la modă subiectul cu cărțile acum. Nu, da. Știți, când am văzut explozia prin anii 90, când am văzut explozia de culegeri de matematică, de fizică, am trei culegeri în manuscris și mi-a fost rușine să ies cu ele. Am zis, dom'le, nu se poate. Când am văzut anumite nume pe coperți și așa, am zis, nu, lăsați-o. Asta eventual o las copiilor dacă vor avea aptitudini pentru fizică sau matematică. Așa că, ce mă mână în luptă? Și au avut ceva pentru aptitudini. Unul s-a dus spre stomatologie, unul s-a dus spre protecția mediului. Da, o să vă... S-a îmbinat fizic. Când o să vină vremea de să discutăm puțin despre familie. Ce mă mână în luptă? Cred că cel mai important lucru care m-a determinat să plec spre această decizie, să iau această decizie, este că îmi doresc să trăiesc într-un alt oraș. Mult mai frumos, mult mai civilizat. Într-un alt mai... oraș, și dar nu, să fie tot Craiova. Craiova, dar cu altă imagine. Am înțeles, era doar o glumă. Da, într-un alt oraș și față de cum arată acum. Și... Ce nu vă place la cum arată acum? Că am văzut, lucrurile s-au mai schimbat. Nu putem spune că nu s-a schimbat orașul Craiova. Dar ce nu vă place? Că bine. Se poate și mai bine, asta sunt de acord cu dumneavoastră. Tocmai asta. Începând de la trafic, continuând cu parcările, continuând cu proiectele care se pot dezvolta într-o astfel de comunitate și să nu uităm că acest oraș oltean este... totuși o capitală a Olteniei, nu este un oraș oarecare sau un municipiu oarecare și un oraș care nu numai că are pretenții, dar are și valențe și se poate face mult din el. Ca să împrumut așa un termen din... Mie îmi place să-i spun că aveți o misiune, nu neapărat o meserie, cea de dascăl, cred că e un pic mai altfel. Dacă să vă împrumut așa, ce ar trebui să se predea în Craiova, în zona asta de administrație publică? Ce să se predea? Ce în primul rând, bunul simț. Bunul simț. Excelent răspuns, da. Chiar avem nevoie de bun simț. Bunul simț. Știți, vin dintr-un sistem care se numește sistem de educație, care, conform legii, este prioritate națională. Conform legii. Dar știți exact. Că nu se respectă niciodată această lege, da? Asta e altă discuție. Am spus conform legii. Și sunt tare mâhnit să constat că de la an la an cei care rămân în țară, pentru că foarte mulți pleacă, cei care rămân în țară sunt din ce în ce mai deficitari la capitolul educație, la capitolul civilizație, la capitolul bun simț. Știți, e foarte simplu să dai vina pe sistemul de educație.
Dumnezeu a lăsat femeia și bărbatul ca să crească împreună un copil. Societatea are doi părinți, familia și școala. Dacă unul din părinți abandonează copilul sau, hai să nu fiu așa de dur, îl neglijează, este limpede că apar carențe în educație. Și atunci copilul suferă, sau mă rog, copilul îi se văd ca aceste carențe în educație. Fie că familia îl neglijează un pic, fie că școala, nu-l tratează așa cum trebuie. Recunosc, sistemul de educație românesc la acest moment, în ciuda celor 25 de ani de reformă, pe care o facem în fiecare an, evident, fiecare nou ministru. Exact, fiecare ministru spune, de la mine începe reforma. Și pot să vă dau suficiente exemple pentru că le-am trăit. În ciuda celor 25 de ani de reformă în educație, sistemul de educație românesc a rămas un sistem rigid. Și când spun rigid, mă refer la foarte multe aspecte din el, de la mișcarea de personal, de la planurile cadru, de la partea practică și aplicabilă a fiecărei materii și așa mai departe. Deci rămâne un sistem rigid care, în ciuda, exact ca și la lege, știți, să iei prioritate națională. Și noi spunem, domne, sistemul de educație este centrat pe elev și totul gravitează în jurul elevului și suntem departe. Teoretic. Teoretic, da, așa este. Practic, practic avem departe. Cale lungă. Da. Vă întrebam mai devreme, care ar fi motivația noastră personală, spuneați că ați vrea să trăiți într-un altfel de Craiova, ca să eliminăm orice suspiciune de, da, din declarație. Da. În acest moment, cum ați vedea dumneavoastră dezvoltarea orașului? Nu vreau să intrăm pe teme, că sunt foarte multe teme de discutat, dar o să le lăsăm pentru emisiunile următoare. Vreau să vă fac cunoștință puțin cu publicul nostru. Da. Și vă întreb așa, cum ați vedea un oraș cum e Craiova? Cum ar trebui să fie? Ce ar trebui să se miște? Economia, educația. Ce considerați noastră că ar trebui să se miște și repede? Păi, în primul rând, ca să se miște foarte repede, adică dacă e benzină și se mișcă roata, e clar că e dinamică o societate. Deci este foarte limpede. Trebuie dezvoltat și economic. Simultan trebuie făcută și educație, pentru că trebuie să recunoaștem la acest moment, în discuțiile mele private cu persoane care reprezintă mediul de afaceri în Craiova și în județ, am constatat că nu mai există forță de muncă calificată. Într-adevăr, așa este. Pentru de la meseriile, asta nu mai vorbim că lipsesc, clasice, dar nu există și pentru că a fost o pauză de 10-15 ani a lipsei școlii profesionale de ucenici și așa mai departe. Nu există pentru că nici noi avem centre de formare profesională continuă dotate și riguros monitorizate și ca să poată să. Și ca să fiu foarte sincer, Craiovei lipsește o strategie de dezvoltare. Știu că există. Pe hârtie. Pe hârtie. Este o strategie făcută de pe vremea primarului Antonie Solomon. Am înțeles, ușor cosmetizat apoi. Dar ca să vină să-ți facă strategia de dezvoltare altul decât persoane care efectiv trăiesc aici și sunt afectiv legate de aceste locuri, e clar că dau naștere unei strategii cum este cea prezentă. Deci este o strategie. Ce înseamnă pentru noastră? Că încercăm să ieșim puțin din zona asta ermetică. Ce înseamnă o strategie de dezvoltare?
Ce ar trebui să însemne? O strategie trebuie făcută pe termen mediu și lung, ca să ne fixezi un obiectiv adică, important. Adică, ce avem acum? Avem atât. Da. Ce facem mai departe? Da, toate... Unde dezvoltăm orașul? Cum îl dezvoltăm? Apar întrebări de genul ăsta. Da, pot să vă dau un singur exemplu. S-au reabilitat foarte multe clădiri frumoase, cum sunt... Centrul istoric, vorbim, centrul, da? Istoric, s-au reabilitat muzeele, sau care sunt în patrimoniu Consiliului Județean, dar tot beneficiar al orașului. Corect, da. Sau fără să-ți faci o strategie, să zicem, de oraș turistic sau de oraș legat cu un cu portul Calafat sau să îl scoți la Dunăre. Adică nu există nimic coerent. S-au reabilitat aceste clădiri, s-au reabilitat anumite zone, dar fără să faci o legătură între ele și fără să faci o pe aceste puncte să-ți dezvolți apoi strategia pe care ți-o dorești pentru comunitatea respectivă. Știți, acum să fie o primar în exercițiu. Da. Și o să vă răspund în felul următor. Strategia există, numai că nu prea avem resursele financiare să le implementăm. Costă foarte mult să faci, de exemplu, bine, la noi costă foarte mult să faci un amărât de drum, care oricum nu ține de primărie, dar spre Calafat. Dar costă foarte mult. Ce facem? Dacă ai o strategie bine pusă la punct, știi să urmărești axele din programele europene de finanțare. Varianta ar fi resursa europeană. Asta este financiară. Singura șansă. Păi dar noi nu reușim să închidem proiectele la timp. Deja avem pierderi în zona asta, o să plătim din bugetul local. Știu și suma e destul de importantă. Consistent. Importantă. Indiferent cine va veni primar, va pleca cu acest handicap al unei sume destul de mari de recuperat. Dar vedeți și la derularea proiectelor. Proiectele se scriu, se aprobă și cel mai mare dezastru este la implementare. De ce? Pentru că nici legislația nu te ajută. Nu te ajută nici anumite obligații pe care trebuie să le îndeplinești. Da, se vede experiența noastră de manager. Că, într-adevăr, dați răspunsurile corecte. Nu te legislația ajută... noastră care e încărcată, licitațiile care se contestă luni, ani de zile, birocrație peste birocrație. Eu țin minte că din 2012 se tot promite modificarea celebrei ordonanțe 34 cu privire la achizițiile publice. Nu îndrăznește nimeni să o facă. Bun, dar aceste etape de a amâna, de a tot trimite în instanțe, este extrem de păguboasă. Asta este și unul din motivele pentru care s-a amânat în acest mod finalizarea unor proiecte. Corect. Pentru că a durat foarte mult procedura aceea. Sigur. De licitație și de contestații, încât s-a pierdut 6, 8, 12. Și atunci există două variante. Ori caietul de sarcini nu știm să-l facem, astfel încât să nu există fisuri și indiferent cine va veni la o astfel de licitație, îl respectă întocmai, că bănuiesc că și din scrierea lor cu dedicații mai apar astfel de fixuri. Ei, și atunci... ajungem într-o anumită zonă. Și atunci... pe care chiar vreau să o abordăm puțin. Ca să vedem cum gândește un dascăl zona aceasta a finanțării, a banului public până la urmă. Ne spuneați mai devreme că ați gestionat fonduri, da, pentru Elena Cuza. Colegiul Național e reprezentativ și arată. S-a investit. Se poate și mai bine. Și vă întreb pe noastră, cum ar trebui gestiona banul public? La vedere... obligatoriu. Deci sunt adeptul transparenței pragmatic, totale. Deci la vedere. Spune. La vedere. Obligatoriu. De ce? Pentru că astfel nici participanții la licitație nu mai au curajul să vină cu tot felul de propuneri indecente. Și cetățeanul este informat ce se întâmplă cu banul lui, pentru că, nu vă spărați, există un buget local.
acolo și dumneavoastră și eu și telespectatorii dumneavoastră vărsăm niște bani care constituie bugetul local. E, am obligația ca, în calitate de primar, să prezint, hai să nu zic lunar, dar trimestrial, trebuie să prezint această situație. Trebuie să prezint deciziile pentru care am hotărât să fac un părculeț. Nu? Care este motivația? Care sunt argumentele? Atât timp cât nu ai o comunicare transparentă cu cetățeanul, normal lași loc de suspiciuni. Poate că eliminarea unor astfel de unei astfel de atitudini dă încredere oamenilor și poate că îi simți lângă tine chiar și în momentele mai delicate, atunci când, eu știu, o lucrare au mai multă clemență în momentul în care o lucrare mai întârzie sau nu. Dar atâta timp cât tu nu ai așa o transparență totală, dacă ne uităm la regiile din subordinea primăriei, eu n-am văzut un raport actualizat de activitate. Ori asta este conform legislației. Tu ești obligat să pui la sfârșitul fiecărui an calendaristic sau financiar să faci, prezinți o situație, un raport și așa mai departe. Ele sunt. Unele sunt. Dar nu sunt actualizate. Unele sunt și actualizate. Sunt postate pe site, dar sunt atât de frumos împachetate încât poate dumneavoastră ca profesor de matematică, fizică, să desfaceți acele ecuații puțin, dar cetățeanul simplu și noi jurnaliștii că avem experiență și vedem cam cum se plimbă banii. Dar cetățeanul obișnuit foarte greu poate să-și dea seama ce s-a cheltuit, cât s-a cheltuit, pe ce s-a cheltuit. Da, adică vedeți... Cred că trebuie să aplicate alte formule. Exact, exact. Asta denotă respect față de cetățean și de contribuția lui la un astfel de buget. Denotă respect față de banul public. În fond și la urma urmei, gestionezi banii publici, fie că sunt de la cetățeni, fie că sunt de la guvern sau din fonduri europene. Asta înseamnă o schimbare de atitudine față de cei care vremelnic îi coordonez o perioadă de un mandat. Cum vă raportați la ceea ce în România de peste 20 și ceva de ani, să nu zic chiar 25, că a mai fost și perioada aceea de trecere, de tranziție, de peste 20 de ani, în zona instituțiilor publice avem acest fenomen al clientelismului politic. Cum vă raportați dumneavoastră la acest fenomen? În 1990, imediat după Revoluție, eram pe punctul să plec din țară. Deci erați unul dintre oamenii care... Da. Exportul de creiere, cum spunem exact. Noi. Da. Și un foarte bun prieten de-al meu și coleg de-al meu de liceu n-a fost oprit, să zic, de o propoziție spusă de primul ministru de la vremea respectivă. E vorba de Petre Roman, care a ieșit într-o emisiune televizată și spunea: vom face astfel încât să promovăm pe bază de competență profesională și să promovăm valorile. Trebuie să recunosc că în invitatea mea am... Ați și crezut la vreme. Am crezut. Deci lucrul ăsta v-a întors. Exact. În următoarea lună trebuia să plec. El e acum, bine mersi, în Franța, la Paris. Iar eu am rămas... Nu s-a lăsat convins. Exact. Iar pesimistul și optimist. Un naiv care am sperat că după perioada 89 chiar se va ține cont de promovarea și de competența profesională. Lucru care până la un moment dat, să știți, că a fost adevărat. Asta și spuneam, că n-am vrut să zic 25 de ani, am zis 20 și ceva. Până la un moment dat chiar a fost, s-a ținut cont de acest lucru și au totuși au fost promovați oameni competenți pentru care eu personal, cel puțin pe domeniul educației, am toată stima și tot respectul. Unii dintre ei au ieșit la pensie, dar alții sunt colegi.
de sistem, să zic. Și termen des utilizat în ultima perioadă, la un moment dat nu se înțeleagă nimeni cine care e sistemul. Care e sistemul, da. Bun, și m-am deșteptat așa ca boxiorul din pumni în momentul în care am văzut că promovările au luat-o rasna și că există alte subcriterii, ca să nu spun... A zis foarte bine, dar n-am auzit explicația asta până acum, dar îmi place, subcriterii, adică au spus, doamne, da, cum, ești de-al nostru, dar să vedem și niște subcriterii. Subcriterii, da. Mă rog, s-au ținut cont de aceste subcriterii, s-au promovat anumite persoane și cred că de aici s-a cam pierdut șirul acelei... Subcriteriilor. Exact, subcriteriilor. Astfel încât e așa ca în mișcarea browniană, știi, adică toată lumea mișcă în toate direcțiile fără o... Fără... A fost foarte surprinsă. De asta va fi o întrebare, cel puțin la noi aici, pentru fiecare candidat care își anunță intenția de a candida la primăria municipiului Craiova, pentru că a fost o surpriză pentru întreaga clasă politică să vadă că totuși cetățenii, societatea asta civilă, care e cum e, abia mișcă, mă rog, se mai revoltă așa din când în când, simte lucrul ăsta și cere lucrul ăsta. Adică spune, domnilor distinși, aleși, politicieni, dați-ne oameni, dați-ne profesioniștii, puneți omul potrivit la locul potrivit. Și nu întâmplător vă adresam această întrebare. Considerați că așa ar trebui. Evident, evident. Nu poți să pui un profesor, spre exemplu, să conducă o secție de cardiologie. A, poți să pui un profesor universitar cu specializarea cardiologie, dar un profesor de fizică, ca să mă dau exemplu, n-ai cum să-l pui. Adică să fim foarte bine înțeleși. Așa cum, spre exemplu, nu poți să... Știți, valoarea șefului este dată întotdeauna de suma valorilor subalternilor. Dacă lângă tine ții oameni care tind spre zero, ca să nu spun zero, niciodată nu vei avea valoarea diferită mult de a lor. Da? Adică va tinde tot spre zero. Exact. Că... Dacă tu nu ai grijă ca în punctele cheie să-ți așezi niște oameni care au un background profesional și care au niște competențe profesionale altele decât criteriile că suntem prieteni de șpriț, că suntem vecini verdi din frascu cu scra mică sau eu știu ce, Doamne iartă-mă, de alte criterii, de subcriterii, nu o să reușești niciodată ca acea mică, mare instituție pe care o coordonezi să avanseze sau să dea ceva, un rezultat. Când am plecat eu inspector general în 97, am avut o colegă, o distinsă doamnă profesoară, doamna Dinu, Elena, profesoară de limba română, cu care frecvent schimbam impresii despre cărțile nou citite și așa mai departe. Și... m-a oprit și a zis, felicitări, am auzit că plecați la inspectorat ca general. Țineți minte, două lucruri. Nu o să mai citiți niciodată atât. Vai, doamnă, dar se poate... N-are cum. N-are cum, să-mi fac timp și... bine, zice, și nu vă imaginați că veți muta munții din loc. Dacă mișcați un centimetru, veți fi cel mai fericit om de pe pământul ăsta. I-am mulțumit, i-am spus, eu cred că o să reușesc să fac puțin mai mult. Am plecat așa descumpărind și am zis, uite ce înseamnă să mai doiem până la pensie, ce... Cum poți să gândești despre lucrul ăsta? În amândouă lucrurile a avut perfectă dreptate. Cât timp a fost inspector general, n-am mai citit o carte nouă decât de management, pentru că trebuia să mă duc la cursuri și în rest nimic de beletristică și... ceva de suflet. Iar la sfârșitul mandatului de inspector general adjunct am fost foarte bucuros că reușisem decât să formez o echipă pentru programele de accesare a fondurilor europene și așa mai departe.
Dar în sistem, sistemul rămâne să se torigit. Deci acel centimetru... Centimetru acela... Ați reușit, dar mai mult... Am reușit, dar în, nu în sistem, pe lângă sistem. Deci e bine să nu va faci... fi o provocare, spun lucrul ăsta, în a selecta oamenii de care vorbeați mai devreme, mai ales în Craiova. M-am uitat cât de greu a fost să faci un guvern, luând la nivel național, efectiv, primul ministru Cioloș și aproape că a adus toți funcționarii noștri care erau în Comisia Europeană. Deci atât de greu a fost să faci un guvern în România. Mă gândesc ce echipă, de unde va putea primarul Craiovei să vină și cu alți oameni. Să știți că sunt două aspecte. Nu suntem chiar așa lipsiți de resursă umană în Craiova. Dar și nu-i cunoaștem atunci. Dar trebuie să sapi bine ca să îi găsești. Sau să vii cu o strategie și cu niște proiecte, hai să nu le spunem faraonice, dar importante pentru urbe, și sunt convins că vor veni și cei care nu sunt în Craiova acum. Și vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că Elena Cuza a fost unul din liceele alături de Carol și de Buzești. A fost o pepinieră, ca să spun așa, pentru universitățile din Europa de Vest și din Statele Unite. Și la un moment dat, într-una din vacanțele de vară, au venit mai mulți foști elevi care acum își dădeau doctorate, masterate, mă rog, în diverse țări din Europa. Și m-am întâlnit cu ei așa la o cafea tovărășească să-mi împărtășească cum este sistemul de educație de acolo și preuniversitar și universitar. Ei fiind toți membri în Liga Studenților Români din Străinătate, LSRS. Da, mi-e cunoscută titulatura. Da. Și la un moment dat o fostă elevă a zis, domn director, eu muncesc la acest moment pe 4.000 de euro în Luxemburg, sunt avocat. Îmi dau doctorat în fraudă electronică. Așa, da, doctorat, adică... Da, în România nu există așa încă ceva. Încă nu există așa da. Ceva, la noi e mai greu cu și electronicul. A spus, mă credeți, mâine aș veni în România pe 500-1000 de euro, dar să fiu acasă. Să fiu în Craiova. Să fiu deci în există țară. Tineri craioveni sau nu neapărat tineri ca vârstă, dar trebuie care s-ar întoarce. Trebuie să-i motivezi. În țară, dacă ar avea, într-adevăr, și pentru ce? Și pentru exact, ce? Exact. Trebuie să-i motivezi. Ce înseamnă asta? Trebuie să vadă că orașul se duce într-o direcție cum sunt orașele din vest, spre o lume civilizată, spre o lume normală a bunului simț, a respectului, nu a mâncatului de semințe și gumă de mestecat peste tot, spre o promovare a celor care au competențe profesionale, promovarea lor în diverse poziții cheie, fie în administrație, fie în catedrele universitare și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, ar veni dacă ar exista o transparență decizională, indiferent de instituție. Atunci s-ar convinge că e ca acolo unde au trăit ei ultimii 6 ani, 7 ani și unde le-a plăcut. Dacă reușim să facem treaba asta, vor veni mai mulți copii acasă. Vă garantez. Misiune grea, sau obiective grele, să le numesc așa, pentru că mai toate se leagă parțial, într-un procent destul de mare, de o schimbare a mentalităților. De acord. Ceea ce este cel mai greu lucru cu putință de făcut în România. Este foarte greu, dar sunt și oameni care pot veni alături și care pot să determine centimetrul ăla de care îmi povestea colega mea de cancelarie, doamna distinsă, doamna Dinu. Care este profilul dumneavoastră de
de primar? Adică cum vedeți un primar? Ce ar trebui să facă? Să fie cel care merge și stă lângă cei care sapă? Bine, ar fi bine dacă ar fi și mai mulți care ar săpa în același timp, că de obicei sapă unul, se uită ceilalți. Să meargă pe șantier, să fie omniprezent, să se ocupe de conducta de apă de nu știu, de nu știu ce cartier, sau să fie acel primar care să stea să gândească strategii, să ne reprezinte, sau poate aveți noastră alt profil. Cum vedeți? Dacă ar trebui să stau lângă cei care sapă conducta, atunci șeful, inginerul șef sau directorul de la instituția respectivă nu-și mai justifică salariul și pe perioada aia îl iau eu. M-ați înțeles? Adică solicita salariul, domnule. Dați salariul. Dacă nu merge treaba... Să știți că la noi în România cam așa e. Până nu vine primarul, nu se mișcă lucrurile. Nu. Eu am altă gândire despre atitudinea și programul unui primar. La începutul emisiunii spuneați că sunt cu atitudine de fermier. Sunt, da, am spus. Da. V-am zis, am aflat înainte de emisiune, da. Domnul profesor Oameni Buni se trezește undeva la între 4 și 5 dimineața. Da. Așa. Asta în zilele în care sunt mai puturos, așa. Și, cei care, da, au lucrat cu mine, cei care au lucrat cu mine la Cuza știu. Ce am învățat eu foarte bine de la cursurile de management din Anglia și de pe unde le-am urmat este că este extrem de important un management al timpului. Dacă știi să ți-l planifici foarte bine, poți să stai de vorbă și cu omul, cu cetățeanul, poți să fii prezent și la audiențe, poți să fii prezent un sfert de oră, nu mai mult, pe șantiere, apropo de dacă nu-l vede șeful, îl... Eu am întrebat mai mulți primari, nu numai pe primarul Craiovei, pe acest subiect. Da, e incredibil, adică de ce trebuie să meargă primarul neapărat? Să nu aveți, nu știu, dirigintele de șantier sau pe cineva de la primărie? Și nu sunt, că nu sunt oameni în primărie care să acopere, să meargă, să verifice să existe, în fiecare zi. Nu, da, poate să existe contracte de colaborare cu, pentru îl iei și spui, dom'le, de lucrarea cu tare, suma remunerată ca diriginte de șantier este X, îți convine să faci jobul ăsta? Nu, nu-ți convine, atunci găsim pe altul căruia îi convine și care să-și asume responsabilitatea pe ce semnează acolo. Pentru că primarul, nu vă spune, eu am coordonat-o împreună cu primăria pe vremea primarului Solomon, derularea unui proiect de 2 milioane și jumătate de euro, care a prevăzut refacerea părții din spate a Colegiului Național în Acuza cu cantină, internat, săl de clasă, sală de sport și așa mai departe, sală de festivități. Și în fiecare miercuri, la ora 10 și jumătate, era ședința operativă. Venea arhitectul, venea constructorul, venea dirigintele de șantier, beneficiarul direct, adică eu, și se făcea operativa, se raporta, se spunea, uite, astea sunt deficiențele, aici s-a găsit, asta s-a realizat de la ședința de data trecută. Adică atâta timp cât nu ți organizezi, și operativa nu durea mai mult de o oră, maximum. Deja să știți că avem puncte de vedere. Uitați, avem pe cineva care chiar se pricepe și spune, nu există contracte de colaborare de genul acesta în primărie. Dar nu e, știu că nu există. Nu se pot face, nu... Noțiunea de contract, noțiunea de contract de colaborare nu există. Există, m-am exprimat eu, există o cu totul altă modalitate, dar poți să faci contract cu diriginții de șantier, sigur. Poate să existe chestia asta. Eu știu că s-a eliminat această noțiune de acum vreo 4-5 ani, noțiunea de contract de colaborare. Statul își dorește foarte mult, eu am lucrat și în proiecte europene, și cred că legislația românească ar trebui să se regândească un pic, pentru că aceleași dări care le plătesc ca profesor la Cuza, le plăteam în celelalte două proiecte în care mai lucram. Și pensiile, și impozitul pe venit, și CASE-ul, și tot. Și m-am întrebat și eu, dom'le, dacă mă duc la spital, Doamne ferește, stau în trei paturi? Pentru că plătesc trei CASE-uri. Adică, vedeți, aici ar trebui... E într-adevăr o discuție, vedeți... Noi facem aici emisiune Oameni Buni pentru
a vă face cunoștință cu cei care își doresc să devină primari. Și mă bucur că în această seară l-am avut invitat în platou pe profesorul Mircea Năstase dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că ați atins anumite lucruri pe care foarte mulți, poate primarul în funcție, o mai spune. Că spune, domnule, am o legislație care mă blochează. Să fie vreo chestie am de birocrație. Am o birocrație care mă îngroapă. Dumneavoastră le-ați punctat foarte bine că primarul are o misiune foarte grea în zona evident, asta. Evident. Adică nu vă ajută cu nimic legislația, din contră. Nu. Pune piedici. Și legislația, pe cine și fiscalitatea. Să certăm și... Pe cine să certăm? Eu încerc să-i mai cer pe destin și parlamentar, că ea trebuie să facă legile. Când ești primar al partidului de guvernământ, ți-e greu să-i ceri pe ai tăi, știți? De-aia există opoziție, să-i certe... Opoziția. Opoziția. Acum e puțin mai complicat, nu mai știm cine e opoziție și cine e la putere. Cum vedeți Craiova peste, să luăm așa un termen, nu știu, 10 ani? Nu, două mandate sunt 4, sunt 8 ani, nu? 8 ani, două mandate. Dumneavoastră ați promis că la acuză asta sunt două mandate. Și aici promis da. La fel, să știți. Nu, deci nu mă dezmint. Ați stat două mandate două în mandate, cazul nu în care... mai mult, pentru că, v-am mai spus, se șifonează imaginea și nu e cazul. Va fi o imagine de pensionat și vreau să mă întâlnesc cu lumea pe stradă și să mă salut ca așa cum să... Să știți că noi arhivăm emisiunile. Da, foarte bine. Și la un moment dat, dacă veți ajunge primar și veți candida și la al doilea mandat, s-ar putea să venim cu imaginile astea. Știți, ați promis că nu mai candidați decât două mandate. Da, da, da. Nu, două. Să știți, am așa un fix pe cifra 2. De fapt, cum mi-aș dori eu să arate orașul peste 10 ani? Un oraș în care accentul să rămână pe cât mai mulți tineri să vină să lucreze și să îi păstrăm în oraș. Adică să facem ceva să nu mai plece. Exact. O dezvoltare și o colaborare extraordinară cu mediul academic, cu mediul oamenilor de afaceri, cu mediul economic și un oraș în care într-adevăr să-ți fie drag să vii și să rămâi. Pentru că, așa cum știm, Craiova este la o intersecție de drumuri importante comerciale est-vest și nord-sud. Și ne mai lipsesc drumurile, dar în sine, mă rog, într-adevăr, aveți dreptate, teoretic, da, făcute de cardinal, alții, dar, așa vorbim. Nu, da, cardinal. E la intersecție importantă și ar fi păcat să nu... beneficiem și să nu folosim acest capital uman și aceste resurse materiale pe care Dumnezeu ni le-a dat în zonă și nu are sens să negonim copiii, să plece, să... Adică eu rămân totuși la propoziția aceea din 90 și haideți să încercăm să promovăm pe bază de competență și vă promit și vă garantez că mulți tineri vor rămâne acasă și o bună parte se vor întoarce. Vom avea multe de discutat în perioada aceasta alături de invitații mei. Ați deschis câteva subiecte, spun eu, foarte interesante de pus în discuție. Unul dintre ele acum, pe finalul emisiunii, l-ați lansat. Să știți că va fi iarăși o provocare. Eu, cel puțin personal, de-a lungul celor 4 ani de mandat al actualului primar Olguța Vasilescu, am tot întrebat subiectul acesta. Cred că a fost deschidere, s-au deschis ușile către investitori, s-au deschis, adică cel puțin și declarativ au fost lucrurile făcute așa. Adică s-a spus, domnule, noi îi așteptăm, putem umbla la fiscalitatea noastră, ca asta locală, care putem să o mai micșorăm o taxă, să le dăm la dispoziție, ba prin parcul industrial. Nu se înghesuie, să știți, investitorii așa. Ca să-i ținem pe acești tineri, că despre asta e vorba. Te mai duci de muncă și tu și bine după plătite. Anumite conexiuni. Și, o să apăreți după aceea în presă că ați făcut nu știu ce excursii, domnule Năstase. Nu, o să mi le finanțez singur, așa că nu e o problemă. Nu. Vă mulțumim pentru prezență. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mai așteptăm aici la ora 21 la TV Oltenia. O să discutăm, oameni buni, cât se poate de aplicat după aceea pe teme. Să vedem așa
ce înseamnă? Încotro ar trebui să ducem mai întâi bănuții ăștia pe care avem prin bugetul nostru, pe cei din fonduri europene, ce ar fi mai importantă? Astăzi am lăsat câteva teme, educație, economie, locuri de muncă, sunt foarte, foarte multe lucruri, legislație, la un moment dat va trebui umbla și aici. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și o seară bună dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Oameni buni, continuăm săptămâna aceasta demersul pe care vi-l propunem, bătălia pentru Craiova. Încercăm, așa cum v-am spus, să vă facem cunoștință cu cei care vor să candideze. Unii pentru prima dată, cum a fost în această seară profesorul Mircea Năstase, pentru prima dată își dorește domnia sa să candideze. Alții au mai încercat, alții sunt deja primari în funcție. Noi o să încercăm să vi prezentăm pe toți și o să, la un moment dat, o să intrăm în zona aceea în care să abordăm subiectele cât se poate de aplicat, așa că stați alături de noi, urmăriți-ne în fiecare seară aici la ora 21 la TV Oltenia de luni până joi, urmăriți-l și pe colegul nostru Cătălin Iene la discuții despre de luni până miercuri și o să vedeți și ce surprize vă așteaptă, să vedem, fiți cu ochii pe noi ca să aveți de-a face cu surprizele pe care vi le pregătim, că sunt cât se poate de plăcute. Știți și urarea noastră, oameni buni, Laurențiu Barbu, invitatul meu din această seară, profesorul Mircea Năstase, candidatul ALDE la primăria municipiului Craiova, președinte ALDE, Organizația Municipală Craiova, colegii mei de la emisiunea Ora 21, care au grijă de noi în fiecare seară, să apărăm așa pentru dumneavoastră, să nu cumva să apărăm invers. Le mulțumim pentru lucrul acesta și, bineînțeles, știți urarea. Să aveți parte, oameni buni, numai de bine. Probleme de sănătate, ai nevoie de tratament balnear și de recuperare fizică, soluția este...